Bitcoin a atins în data de 11 mai un minim de 24.500 de dolari, cel mai scăzut nivel din luna decembrie 2020, și a atins o capitalizare de puțin peste 530 de miliarde de dolari. Astăzi, aurul digital a avut parte de o revenire temporară de aproximativ 13%, care a tras prețul înapoi în jurul pragului de 30.000 de dolari pe unitate. Asta în timp ce blockchain-ul Terra și își reia activitatea după o scădere de 100% a tokenului principal Luna și o pierdere de aproximativ 70% a UST în fața dolarului, de altfel unul dintre motivele principale care au cauzat căderea liberă a pieței. Ce urmează? Discut acum cu Laurențiu Cristian, crypto-influencer. Laurențiu, bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Vedem, în ciuda creșterii temporare, un retracement pare a fi în continuare departe de realitate. Putem vedea în zilele următoare o scădere până în jurul pragului de 21-23 de mii de dolari pe unitate în cazul Bitcoin? Ce văd eu prima dată când mă raportez la aceste lucruri este Fear and Greed Index, care reprezintă cum se simt oamenii în funcție cu investițiile lor în cripto, practic starea lor mentală. Și este pe o scară de la 1 la 100, 1 fiind cel mai mic, unde este frica foarte mare și 100 sunt ok cu investiția lor, foarte mulțumiți chiar. Astăzi suntem la o scară de 10, în care sunt extrem de speriați oamenii. Asta ce înseamnă? Că ei își vând activele lor, își vând criptomonedele lor ca să scoată banii din piață. Asta este unul dintre motivele scăderii și ne putem aștepta la orice în zilele următoare. Nu pot să zic exact un preț la cât poate ajungă Bitcoin. Am citit pe Twitter chiar în seara trecută unii analiziți au și de 7.000 de dolari, unii 8.000, alții 3.000, dar nimeni nu poate să predică clar un preț. Dar ce impact va avea pe termen lung situația blockchain-ului Terra asupra pieței? Ce s-a întâmplat cu Terra este că blockchain-ul s-a oprit, a crescut practic instabilitatea lui, Binance-ul nu mai are încredere în el și l-a scos, nu se mai poate tranzacționa pe Binance, oamenii își pierd încrederea în acel blockchain, unii oameni poate chiar își pierd încrederea în cripto ca și tehnologie, nu-i mai văd utilitatea blockchain-ului și așa mai departe. Asta duce la două lucruri. Primul lucru este că cei speriați o să zică oamenilor că nu este bună tehnologia, ceea ce o să ducă la al doilea lucru în care potențialii investitori nu o să mai intre cu bani în piața cripto și o să fie mult mai greu să se redreseze. Laurențiu, îți mulțumesc tare mult pentru explicații. Mulțumesc!